Time.
adevărul zăcea bolnav într-o rezervă de spital. Până când un medic de gardă l-a trezit și a spus: operația s-a terminat, totul e bine acum, dar mai ușor cu căi apocalipsei. Când își reveni, plecă să-și vadă vechiul oraș. Ce amăgire! Totul era schimbat, ca și când ar fi pierdut trenul, orașul, timpul. Își aminti de ideile unui vechi prieten, cunoscut ca profetul, mare vizionar, care se gândea cum ar fi dacă s-ar opri timpul și s-ar pune pe pictat întreg orașul în doi nopți. De unde? Așteptând o surpriză, observă cum începu să plouă. Își aminti ce furtună se făcuse între el și cea pe care o iubea. O infirmieră care insista să fie readus la viață. Și atunci, într-un moment de luciditate, se hotărâ: trebuie să fac ceva, să pot să trăiesc în acest oraș de măști, indiferent cine ar fi vinovat. Poate va fi la fel de greu ca un joc de noroc, dar orașul trebuie să-și dea masca jos pentru adevăr! Aplauze pentru Vlad Popescu!
înțeleg, chiar nu pricep ce spune. De fapt nici nu vreau să ascult. Ei se uită la mine, toți se uită la mine ca la un nebun. Și mi se pare mult, mi se pare mult, prea mult. Și alerg către soare, d-alerg spre un cer sănit în timp. De furtună între noi, ce am fost odată doi, fericiți ca doi copii. Și de furtuna dintre noi. Alerg departe, alerg cu un tren personal, sperând la o vreme mai bună, sperând însă iar. Ei se uită la mine, toți se uită la mine ca la un nebun. Și mi se pare mult, mi se pare prea mult acum. Și alerg către soare, d-alerg spre un cer senit în timp. De furtună între noi, ce am fost odată noi, fericiți ca doi copii, pe sutorii cei mai gri. E furtună între noi, nu mai știm ce seamnă doi. Ne-am pierdut ca doi străini, despărțiți de
prefaz.